suntem în drum spre Cascada Mare, cea mai mare cascadă din Croația. Priviți un pic cât de curată e apa și ce culoare faină are. Bună dimineața! Este ora 7 și ne aflăm într-un loc minunat. În fața mea am o priveliște atât de faină. Suntem mega somnoroși încă, dar cu frigul ăsta și cu priveliștea asta din față sunt convinsă că o să ne trezim în 2 timp și 3 mișcări. Am rămas fără cuvinte și cu răsuflarea tăiată. Spune tu că nu-i fain. Vă arăt? Ce ziceți? Asta este prima imagine atunci când intri în Parcul Național Plivnice. Cred că așa se pronunță, Plivnice. Avem 4 trasee, A, B, C și K. Noi cred că o să urmăm traseul B, cred că pe aici. Am luat biletele online, n-a trebuit să stăm absolut deloc la coadă. Este ora 7 dimineața, am venit la prima oră ca să putem filma, să nu fie foarte mulți oameni. Chiar dacă în spatele nostru au rămas ceva oameni la coadă, vreau să ne grăbim un pic în prima parte, să apucăm să filmăm, să facem câteva poze și apoi ne relaxăm. Ar trebui să stăm aici vreo 3 poate 4 ore. Am văzut că traseul A este doar pe jos și traseul B o să mergem și cu autobuzul și cu vaporașul. Acum să vedem, că nu știu 100% sigur. Ce fain se aude cascada. Doamne, ce fain e și ce faină îi apa, numai că fiind dimineață încă soarele nu-i sus pe cer și nu bate lumina în apă ca să o vedem, dar dacă stăm aici 2-3 ore O să-și facă prezența și soarele. În inima Croației se află Parcul Național Lacurile Plivnice. Parcul face parte din patrimoniul mondial UNESCO. Are o suprafață de aproape 3.000 de hectare, pline de păduri, cascade, peșteri și izvoare. Apa este superbă, are o culoare turcoaz foarte faină, doar că nu știu ce surprind eu acum pe GoPro. Și nu, uitați-vă și voi cât e de curată. Așteptăm să iasă soarele să vedem culoarea. Culoarea. Suntem în drum spre Cascada Mare, cea pe care am văzut-o de sus. Stați de acolo de sus, de acolo am pornit noi. Am văzut pe net că mai târziu lumea stă la coadă aici să-și facă poză cu cascada. Wow! E chiar wow și mă bucur că n-am stat la cost kilometrice ca să ajungem aici. Ăsta este un avantaj. Să vii dimineața de vreme și dacă nu e soare sau nu e lumina atât de bună, aștepți. Wow! Ăsta e cuvântul cheie astăzi. Great Waterfall, cea mai mare cascadă din Croația. Are 62 de metri în cădere și un total de 87 de metri. Wow! Superb! Și așa arată iarna.
Sunt convinsă că fiecare anotimp are farmecul lui aici. Îmi imaginez ce frumos e toamna sau iarna. Deja e 8 și am ajuns pe un drum cu asfalt. Mi se pare că am intrat de 10 minute. Păi am venit destul de mult și lacurile astea de jos chiar au fost superbe. Și acum mergem la Vaporaș. Să vedem unde ne duce. Da, lasă-mă, te rog frumos. Am așteptat o jumătate de oră până a venit barca de pe partea cealaltă și în sfârșit ne îmbarcăm și noi. Cred că face vreo 15-20 de minute. Mă gândesc că a plecat la 8 de acolo și a ajuns aici pe la și 20. Să stăm la margine. Mergem acolo, în spate. Nu știu dacă mai... Să vedem. Hai că am prins loc la margine. Ok. Ultimul atunci. Acum eu văd apa. Cu ochii o văd turcoaz. Nu știu voi cum o vedeți. Am dat un pic cu spatele și ne întoarcem. Am mai rămas destulă lume acolo. Mă bucur că am intrat din prima tură și nu mai trebuie să stăm. Ne pare rău, dar ne pare bine pentru noi. Nu aveam cum să ratăm colțul ăsta de rai cu lacuri turcoaz, cascade și o natură atât de frumoasă, nu-ți mai vine să pleci de aici. Toate cascadele și apa asta curată te îndeamnă să intri să te răcorești, dar scăldatul este interzis. Priviți un pic cât de curată e apa și ce culoare faină are. Am fugit toată dimineața de aglomerație și acum cum mi-am dat jos din bărcuța asta, este aglomerație. Nu avem ce să facem, e multă lume și cred că mai târziu o să fie și mai multă lume. Dar e ok, nu e atât de rău. Nu știu exact unde mergem, pentru că am luat-o pe traseul B și am nimerit cumva pe traseul C. Nu știu dacă am luat-o bine. Vedem acum. Tot urcăm. Am vrea să găsim un loc unde să ne așezăm să mâncăm și noi ceva. Pentru că n-am mâncat absolut nimica dimineața asta. Eu am băut o cafea aici așteptând bărcuța. Vedem, să vedem unde ajungem. Vă arătăm și vouă. Ce fain vin vaporii de apă. Doamne, ce faine. Ce culoare asta. Sunetul, mirosul. Mi-ar plăcea să vă transmit și mirosul ăsta de aer curat. Ați mai văzut așa ceva? Chiar acum vorbeam cu Lucian că n-am mai văzut atâtea cascade într-un singur loc niciodată nicăieri. Și culoarea asta a apei și vă repet, mirosul de aer curat e extraordinar. Ne-am dat seama care-i treaba cu traseul B, de ce suntem pe traseul C de fapt acum. Traseul A merge până înainte să iei vaporul. Traseul B este până
unde ți dai jos din vapor. Și noi am luat-o mai departe, pe traseul C, care se presupune că ar avea undeva la 6 ore. Bine, au trecut vreo 3 de când suntem aici și am înconjurat tot dita mai lacul ăsta prin pădure. Am tot vrut să vorbesc cu voi, dar nu aveam suflu. Eu nu sunt cea mai activă persoană din lume. Traseul nu e greu. Dacă eu spun că nu e greu, înseamnă că nu e greu. Sunt foarte mândră de mine că fac toți pașii ăștia astăzi, așa că diseară când ajungem în Split, dar asta voi o să vedeți în celălalt vlog, o să am parte de o cină bine meritată. Și tot așteptăm să ajungem la un punct, la ieșirea 3 sau intrarea 3, mă rog, ca să ne așezăm să mâncăm. N-am vrut să ne așezăm deloc pe traseu, ca să nu ne moleșim. Sunt ok eu, cel puțin, încă n-am mâncat, am doar o cafea la bord, dar e ok. E superb, n-am cuvinte, n-am alte cuvinte decât wow, superb și minunat. Avem și o hartă pe care am dat 3 euro la intrare, pentru că vreau să o păstrez ca și suvenir. Și nu cred că v-am zis, în perioada asta, pentru că este august, biletele au costat 40 de euro de persoană. În alte perioade nu mai țin minte exact, dar știu că în perioada iernii și a primăverii este mai ieftin. Hai că am ajuns la... Asta nu e intrarea 3, există numai două intrări, intrarea 1 și 2. Asta e... cum să zic eu? Până în capăt am ajuns, adică până aproape în capăt, că cred că se mai poate mai poți să mergi, de aici poți să iei... încă o barcă să mergi pe traseul H sau poți să te întorci până la intrarea 2 sau 1, depinde unde ți-ai lăsat mașina, cu un fel de trocarici, un fel de autobuz, nu știu ce-i. Ne-am oprit că avem salate la noi și o să le mâncăm, o să ne tragem sufletul aici. Și cam atât a fost. Traseul C până la urmă a durat 3 ore. Și scrie pe harta asta că e undeva între 5 și 6 ore. Mergi pe jos la întoarcere? A, bine, dar nu te duci pe jos la întoarcere, că te duci cu mașina. Depinde până unde e duci mașina. Nu, se duce până, că m-am uitat, până la mașină. Poftă bună! Da, cam ăsta a fost vlogul nostru din Plivnițe. Nouă ne-a plăcut foarte, foarte mult. Am stat în total 5 ore. Am ajuns aici la 7 și acum este 12. Și în astea 5 ore traseul nouă ne-a luat cam 3 și un pic. Am mâncat, ne-am relaxat, apoi ne-am întors cu autobuzul. Am mâncat și aici la ieșire o tură și ne-am luat niște suveniruri. Nu ne-am grăbit deloc și eu vă recomand, dacă vreți să veniți aici, să veniți dimineața la prima oră, chiar dacă este august, vedeți că, bine, noi pe ideea asta am venit, că am vrut să filmăm și să nu fie atâta lume. Per total, eu zic că am meritat biletul de intrare, cei 40 de euro, atâtea cascade la un loc, eu n-am mai văzut nicăieri. Așa că noi acum o luăm spre Split. Voi o să vedeți asta în următorul vlog, așa că trebuie să stați pe aproape, să apăsați clopoțelul, să vă vină notificare cu vlogurile. Și dacă nu l-ați văzut pe primul, cum am ajuns aici și unde am dormit, o să vă las în descriere să vă uitați. Vă pupăm și ne vedem la următorul.